polițiștii serviciului rutier Olt, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada magazinului din comuna Brebeni, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 43 de ani din municipiul Slatina, județul Olt. La testarea cu aparatul etilos test a rezultat o concentrație de 0,78 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare alcoolică de 0,78 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. De asemenea, polițiștii secției de poliție rurală numărul 4 Cotean au oprit pentru control pe drumul județean 546 în comuna Brebeni un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani din comuna Schitu, județul Olt. Și de această dată, șoferul consumase băuturi alcoolice, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,59 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Și polițiștii biroului rutier Slatina, în timp ce desfășurau activități specifice pe drumul județean 677 din comuna Cârlogani, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 63 de ani din comuna Cârlogani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că autoturismul figura ca fiind neînmatriculat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.